Dragii mei, îmi pare rău iar să întrerupt. Ba, nu am baterie, ba, e prea plină camera, telefonul. Poate sunt un pic mai dezorganizată, dar nu-i problemă. Facem a doua parte. Vă rog frumos să urmăriți și pe prima. Nu știu dacă o să reușesc să lipesc. Spuneam că pasiune va fi, dar ce interesant, va fi foarte mare pasiune. Dar ce e interesant, nu mai știu ce, exact cum am terminat acolo, în prima etalare, am vorbit despre o nouă lume, am vorbit despre o nouă lume și aici, când am, am descris stările pe care le simt în această carte, și aveți zero, da? Lumea și zero. Începeți clar o nouă etapă. După o perioadă de lungi, îndelungi doruri, au fost blocaje, au fost lacrimi, a fost probabil că ați început, ați început ceva, ați vrut să începeți relația și ați pierdut începutul din cauza să ați întârziat, da, o oportunitate pierdută patru de cupe. Iar, doamnelor, sunteți absolut tentante, sunteți o tentație. Interesant. Sunteți o tentație pentru acest personaj care vrea să vă cunoască. Cum poate să simt atâta poftă și atâta pasiune și nu doar, dar și emoții profunde, că am vorbit de dragoste profundă și dragoste și pofte. Blocajele pot să vină, poate, sau la blocajele pe care le-ați experimentat în relație până la acest sărut să fie și faptul că acest personaj nu s-a deschis, n-a fost niciodată deschis din punct de vedere sentimental. De-aia probabil am simțit de la început și încă mai simt o presiune la nivelul cea a patra. Dacă îi veți pune mâna pe piept, sunt convinsă că va simți nevoia să explodeze nu avem Uranus, să avem Jupiter, să se, în sensul, nu se explodeze, să se... Să vă cucerească. Îmi scapă cuvântul, dar ideea este să vină să vă cucerească. Să ofere tot ce a, ce a zăcut în inima sa, neexplorat, ne, ne da, neexplorat. Oh, iar tentația, șarpele, tentația. Sunteți o tentație, dar mare grijă, că aveți mulți dușmani. Șarpele înseamnă și dușmani și din acest motiv, cât timp am, am pus, am descărcat telefonul, simțeam, veneau veneam în continuare, pentru că am rămas în această stare. Timpul e scurt între cele două filmări. Simțeam în continuare mesajele. Acest, această carte sugerează și faptul că trebuie, va trebui să fie o relație probabil pentru că apare și Marea Preoteasă, și noțiunea asta, și toate stările pe care le simt, o relație secretă. Va trebui să vă separați relația de restul lumii. Nu mai vorbesc de lumea interioară, vorbesc de o lume doar a voastră. Și, din acest motiv, acest personaj va dori să vă protejeze, să vă hrănească, să, să, să fie și mamă și tată. Așa simt și simt. Iar 0, 1 și lumea, într-o formă sau alta, am văzut-o, da? Va, va, dori acest personaj să înceapă, o, să vă manifeste, să, să înceapă ceva ce n-a trăit niciodată. Sunteți un mister, doamnelor, sunteți un mister pentru el pentru că, repet, sunteți într-o vibrație. am. am fior, mi se face pielea, da? Uh, sunteți într-o vibrație foarte înaltă. Preo... Mari preotese sunteți cu flacăra cristic cristică și sunteți ca și mine, că eu sunt mare preoteasă pentru Isus Hristos. Nu pentru orice, orice, orice fel, da? Pentru Isus Hristos. Sunteți creștine la bază, marilor preotese care sunteți sau doamnelor care creșteți din punct de vedere spiritual, sunteți în flacăra cristică, nu orice fel de flacără, doamnelor și domnișoarelor. Da, sunteți un mister interesant că aveți cunoaștere, cunoașterea ar putea să vă reprezinte aici și pe voi, aveți această lumină, aveți cheia luminii, dar sunteți o tentație. Am spus, acest personaj va dori să vină spre voi cu opte băte, simt că va dori după acest sărut încă un sărut, încă un sărut, încă un sărut, ba încă mai mult, să să pună mâna pe voi. Avem multe, multe imagini care sugerează mâna aceasta. Cele două mâini să vă țină strâns într-o nu încătușare îmbrățișare strânsă. Va dori să, să vă mângă, câte informații vin să vă mângă, să se joace cu voi. Dar în primul și în primul rând să vă protejeze, să vă protejeze. Evident că va dori să vă exploreze și corpul și vă va face să să ieșiți și voi din din tristețea pe care o aveți. Și cred Cred, simt, pentru că v-am zis: în timp ce am schimbat, am descărcat un pic telefonul de prea multe informații, veneau informațiile în continuare și cred că și voi aveți, uitați, multă, multă pasiune, atracție pentru ei. Dar încercați să o temperați, eventual voi păreți mai reci. Wow, ce interesant! Voi păreți mare, mai reci. Dar aveți o energie. Wow! foarte intensă, dar pasiunea voastră, dragele mele, vine, sau persoanele care sunt în această flacără cristică, vine, pasiunea această energie, aceasta este de o altă vibrație, vine din această uh, dezvoltare spirituală pe care ați uh, marcat-o în ultimii ani de zile și dintr-o lungă suferință, pentru că știm că. Cristos a suferit, s-a sacrificat dintr-o lungă suferință, v-a sacrificat în multe în viață ca să, cre wow, să creșteți spiritual. Și sunteți o enigmă, un mister pentru mulți bărbați și, în mod special, pentru acest bărbat care, uitați-l cum este în roșu, în roșu arde tot de dorință. Are și spadă, are și băte. Deci, din punct de vedere fizic, este extrem de potent, dar da, va dori să manifeste. O nouă relație și, dragii mei, unde să ajung. Ah, sunt așa multe informații. Ah, am zis că va fi o relație secretă, am zis că va fi o relație secretă, dar vreau să mai spun că va fi o relație pentru care va trebui să faceți multe sacrificii, și unul și celălalt. Inclusiv pentru acest sărut va trebui să faceți multe sacrificii, să vă protejați. Aceasta, pentru că sărutul acesta vine din dragoste, nu doar din pasiune, repet, nu doar din pasiune care există enorm, ci din dragoste profundă. Dar se va trezi, știți ce înseamnă? Că se trezește ceva în bărbat, înțelegeți, nu trebuie să folosesc cuvinte banale ca să înțelegeți ce se trezește în bărbat în momentul acestui, acestui sărut, da, se va trezi. Un alt bărbat, magicianul, interesant. Afară de aspectul acela fizic, falic, da, să specific, afară de aspectul falic, se va trezi uh, bărbatul magician care vrea să manifeste ceva special, să înțeleagă niște mistere și, în primul rând, cel mai mare mister sunteți voi. Cum poate să simtă atâta pasiune, dar și atâta dragoste. În acest sărut față de numărul 1, aici simt că bărbatul va pune mâna pe voi, vă va mângâia, vă va îmbrățișa, vă... poate vă va dezbrăca ușor, nu mult, nu mult, nu, nu cred că veți merge. Da, ar dori să meargă mai departe, dar nu cred că veți merge, pentru că există o reținere din partea voastră. Veți fi jucăușe, veți filtra, dar încă nu. Încă nu. Chiar dacă este ca pejar acest bărbat în momentul sărutului, chiar dacă va fi... și din punct de vedere fizic, pregătit să meargă mai departe, aveți o forță. Repet, și forța vine... Din cauza creșterii voastre spirituale. Vă veți juca, vă puteți juca cu acest bărbat ca și când ar fi pisicuța voastră, deși e un bărbat foarte puternic. Foarte puternic. Nu nu e un bărbat slab. Da, tocmai pentru că vrea să vă protejeze, e puternic. Dar aveți o forță să vă rețineți. Să vă rețineți și voi impulsurile. El, chiar acum, ar trece mai departe. Sau chiar în momentul respectiv ar, da, -ar lua pe sus și ar Ați merge mai departe. Dacă ar fi după el, v-ar desprăca toate, nu doar așa, un pic. Nu doar sânii și nu doar eu știu ce alte haine veți mai avea. Dar sau ce alte zone, să zic, picioarele, sânii, da? A dorit să vă vadă, dar veți rămâne îmbrăcate, veți rămâne îmbrăcate, veți reține, doamnelor, pentru că și voi știți, e tristețea aceasta, știți că pentru a manifesta ceva nou și inclusiv ca să se întâmple acest sărut, ați așteptat și e o așteptare totuși la eremitul, chiar dacă e invers, a fost. E invers pentru că vine după o lungă așteptare și știți, intuiți măcar, chiar dacă nu veți afla, veți afla, intuiți că și voi trebuie să faceți multe sacrificii și ei trebuie să facă multe sacrificii. Și iar am așa o stare de, de tristețe în această etalare. E o stare de tristețe, domnilor și domnilor. Iar o mare plăcere să, nu știu, acestui bărbat îi place foarte mult, e ce îi place de la voi, sânii, mâinile, are ceva cu mâinile, clar, el ca persoană, dar și mâinile voastre sunt, nu știu, sunt interesante, apetisante și picioarele. Dar evident că tot corpul, toată tot întreaga voastră ființă va fi admirată și Studiată și experimentată ca pe ceva nou, ca pe o, pf, un mister pe care tocmai acum îl dezvălui. Uitați, uitați, vă doresc goale, dar vrea să manifeste această, să vă vadă vulnerabile, pentru că voi sunteți, repet, într-o vibrație înaltă. Și poate nu în toate. Ați crescut din punct de vedere spiritual atât de mult până la rangul de mare preoteasă sau atât de aproape, dar. Ați trecut prin foarte multe, prin foarte multă suferință. Poate nu spuneți atât de mult cât te simțiți. Unor am zis că sunteți și vesele, copilul Divin, da, sunteți și înțelepte, cu, da, și înțelepte cu acea cunoaștere. Dar cred că și bărbatul este înțelept. Ce mai simțeam? Da, văd mult verde și roșu, roșu și verde. Dragoste înseamnă verde, da? Inima. Și roșu înseamnă prima ceacră. Stabilitate. Aveți nevoie de stabilitate. Și sexualitatea aceasta pe care o veți manifesta împreună, că va fi, va fi, se va manifesta în secret. Um... această sexualitate va fi altfel decât a trăi și unul și celălalt. Dacă sunteți mai timide, dacă sunteți, doamnelor, ce nu de creștine, ortodoxe sau catolice, cum vreți voi să fiți, tradiționale, poate nu sunteți mare preotese, dar sunteți creștine, da? Aveți o notă de timiditate în voi care iar atrage foarte mult. Iar atrage foarte mult. Poate unele sunteți educate, studiați foarte mult, citiți, iar văd de două ori carte. Da. Draga mea, mai lasă cartea Lasă-mă să te iubesc. Că nu mai pot. Nu mai pot de dorul tău. Nu mai pot de dorul tău. Păi știi ce nu mi-a arătat până acum? Pentru că m-ai intimidat. Da, ceva din voi îi intimidează. După cum vedeți, încearcă să se uite în altă parte. Probabil are tendința să nu se uite sau o perioadă, la un moment dat, a simțit că se uită în altă parte doar ca să nu vă, să nu vă priviți ochi în ochi. Altfel, dacă v-ați privi ochi în ochi, întreaga sa putere s-ar topi. s topi ca gheața, apropo de ursul care iese din bărloc, da? apropo de remitul care a venit invers, de frigul acela care se transformă în căldură. Dar toată gheața pe, care o, pune pe fea, fio... a expus-o sau a experimentat-o prin comportamentul său acest bărbat, se topește instantaneu în fața voastră. Nu e obligatoriu să fiți așa de tentante. Da? Puteți să fiți foarte acoperite ca marea preoteasă. Dar ei așa vă văd. Voi puteți să fiți îmbrăcate. Probabil interesant. Acest personaj are aspect în scorpion sau să, săgetător. săgetător pentru că reprezintă scorpion vedic. Da? Puteți să fiți foarte îmbrăcate, doamnelor, pentru că eu oricum o vă văd. În mintea lor sunteți ca și dezbrăcate. Da? Uitați aici. Apa, opa, opa, opa. Aici sunteți dezbrăcate. Mmm. Nu știu pentru cine. Dar cred că acest personaj încearcă să vă manifeste mare grijă să nu facă. Nu ne neapărat vrăji. Nu. Că magicia nu e obligatoriu să facă vrăji. Să încerce să vă atragă înspre el, pentru că simte această reține, simte că sunteți femei totuși înțelepte, chiar dacă, îi repet, ei vă văd așa, Eventual, apărez triste, înțelepte, reținute și aura voastră eu percep ca de foc și sunt atrași de aura voastră. Interesant. Am zis nouă de cupe. Vă vor, vă vor vulnerabile. În momentul în care ei renunță la blocaje, vor să renunțați și voi la blocaje. Simt că vă vindecați unul pe celălalt. E o dragoste care vindecă. Măi, dar câte, câte, câte informații vin. Mai e ceva ce am, am spus, am zis, o nouă dragoste manifestare, un 1, dar 1, 2, 0, 1, 2 și lumea, într-o formă sau alta, și aici, și prin acest medalion. Wow! Da, repet, sacrificii pentru această, pentru acest sărut, dar nu cred că e degeaba. Dacă e din dragoste, let it be love. Da? Să fie dragoste, dragii mei. Wow! Interesante etalări. Haide să facem acum pentru numărul 3. Cei care l-ați ales pe Shiva. Teoretic, ar trebui să radiați unul sau celălalt. Poate chiar să fiți adorați într-o formă sau alta de un anumit public, să ieșiți în evidență, ori prin aură, ori prin înțelepciune, ori prin energia voastră și oamenii să vă admire, dacă nu oamenii în general, poate chiar un public. Poate chiar un public pentru unii dintre voi. La voi, am cerut cărți colorate și a venit o carte colorată cu încă una. A venit șase de cupe invers și dolul invers. Nu vă speriați. A venit, iau, de licuriciul. Doi de cupe. Ce super! La un moment dat de două ori am văzut moarte. Este un sărut care vă transformă. Vorbiți limbajul dragostei. Dansul planetelor. Și cinci de cupe care da 6 invers merge către 5 de cupe. Aici apare 5 de cupe care merge în jos către 4. 5 de cupe reprezintă doliu sau tristețe sau, dragii mei, do dor, dor, dor imens. Ori fi fost un dor imens până să vă întâlniți. Un dor de voi, un dor, un dor de o dragoste adevărată. Poate nu, nu știu dacă să ai dor unul de altul, depinde de cât timp vă cunoașteți. Poate va a fost dor de o dragoste adevărată. Însă această dragoste vine după ce cel puțin unul a lucrat foarte mult, cinci de cupe, cu proiecțiile, cu ceacrele sale, uitați, și a deschis inima. După o îndelungă suferință, iar avem suferință, dar vine în jos. Pomul acesta deja este răsturnat. Amintirile triste se aruncă pe foc. De ce eu fi zis foc? Nu contează. Dar pentru unii simt că șase de cupe invers și cu doliu invers, poate unii dintre voi v-ați pierdut pe cineva drag și sau Poate nu ați pierdut fizic, n-a fost o moarte fizică, v-ați uh, îndepărtat de o relație din copilărie, o persoană pe care o știați de mai mult timp, șase decupe de o persoană care a fost importantă cândva. Dar, între timp, a apărut, da, hai să punem călțile, da, o persoană importantă din copilărie sau poate ați fost căsătoriți în tinerețe, dar așa a apărut tristețe, a apărut depresia, au apărut amintirile, prea multe amintiri triste printre câteva frumoase a crescut plictiseala, depresia eventual în acea relație. Însă, faptul că a venit invers, sărutul acesta vă va ajuta să vă eliberați de acele stări, eventual de acea, de acel doliu sau de acea relație plictisitoare depresivă. Vă va ajuta. Și asta pentru că și persoana implicată a trecut prin suferință, dar a învățat, da? a învățat pe propria sa piele cum să lucreze, cum să crească spiritual, cum să-și deschidă inima, cum să-și regleze energiile, cât să își mai dau o șansă la dragoste. 4 de cupe, acum le văd că au o șansă la dragoste și zic 4 pentru că e 5 de cupe invers. Poate unul dintre voi are o plăcere, o atracție către cultura orientală. Un detaliu pentru unii dintre voi. Dar ce este foarte frumos, că acest spirit al animalelor reprezintă acest, acest, sărut la voi, pentru unul dintre voi, măcar pentru unul, vă reprezintă pe unul dintre voi. Da? Am zis, unul acum învață să renunțe la, la dorul, la întuneric, la lucrurile nesănătoase sau care nu s-au manifestat așa cum am fi vrut noi cândva, ori fi vrut ei cândva. Celălalt a trecut prin aceste experiențe și a învățat să strălucească. Poate apoi da, e interesant, avem și Shiva, avem și cultură orientală, persoană chineză, turcă, ce -o mai fi, oriental, da, tot orientul. Poate unii dintre voi faceți yoga sau ce faceți, meditații. Da, apropo de Shiva, nu e Buddha e Shiva și ați învățat să radiați. Ia uitați, din întunericul prin care ați trecut și voi și ei... Specific, eu cred că ambele persoane au trecut că de aici este întâlnirea între două suflete perechi sau gemene care au trecut prin situații similare. Unul dintre voi a învățat să strălucească să strălucească. Unul dintre voi îl ghidează pe celălalt înspre lumină tocmai pentru care experiența asta. Mulțumesc, domnule, de inspirație. Și uitați, în acest limbaj al dragostei, unul învață pe celălalt, adevăratul limbaj al dragostei este aici un ce dra un dragon. Pasiune, e un trandafir. Și celălalt are inimă de piatră, are probabil amintirea cuiva, este o inimă de piatră. Da, și aduce aminte că a iubit cândva, dar acea dragoste sau acel personaj a devenit de piatră, sau acel personaj a S-am pietrit față de acel personaj. Îl mai ține în preajmă la gât ca și o amintire, dar pe care eu cred că în curând o va. la care va renunța în curând la acea amintire. Iar comunicare. Veți comunica, veți vorbi, vă veți îmbrățișa înainte de acest sărut, vă veți oferi eventual daruri și cel mai important dar în acest moment este sufletul vostru, lumina voastră de un trandafir care radiază, ai pe iar licuriciu și ia uitați, dragii mei, cum sunteți. Va fi lumina Între voi doi va fi lumină, vă veți simți. Nu doi oameni, doi zei. E, un, e, o carte superbă, doi zei, doi peștișori sunt aici, emoții. Peștișori pentru că e semn de apă, doi, doi de cupe, cu alte cuvinte. Vă veți simți ca într-un ocean, de emoții, dar în care, știți, imaginați-vă un ocean în care radiază soarele. Da. Apă și foc, știți că sunt elementele, da, focul, elementele flăcărilor gemene și știți că ei trec prin multe ca să se întâlnească. Iar, poate pentru unii dintre voi, unul, da, aveți părul mai blunduț, Poate doamna sau poate domnul acum nu ne băgăm pe excentricile tățile masculinului, da? Dar unul dintre voi a avut măcar cândva părul albastru. Ce? Aici? Ce mai văd aici? Aia, să?? asta. Nu știu, exact, dacă văd bine, dar iar, poate am uh, poate amândoi sau poate cel puțin unul aveți tatuaje. Unul dintre voi aveți piercing. Așa, ca să vedeți dacă faceți parte da, din această etalare. Sau, vi se confirmă, posibil pentru unii dintre voi acest sărut va fi o lună plină. 3 și cu 5-8. Am zis că am văzut de două ori moartea. Setul de cărți s-a terminat la moarte, transformare. Încheiați cu un ciclu de martureri și vă transformați iar la lună plină. Și vă transformați luna aceasta plină. Interesant că e o lună roșie, poate acea, chiar. Na. Uh, vibrația de, la, de astăzi e lună plină, da? luna vânătorilor, nu? Vă va ajuta să vă regăsiți pasiunea. Ce altă carte a mai venit? A venit Dansul Planetelor. Probabil veți simți, vă veți simți ca într-un dans. Agvatic, aerian al planetelor, că dansați cu Universul, înfășurați în acest curcubeu, știți că înseamnă speranță, într-o nouă speranță la viață, la viață, la lumină. Domne, există oameni care iubesc, există oameni frumoși, dar mai ales după acest doliu, după această tăcere, care poate să fie, repet, o separare, dar eu, eu așa simt că o separare de fapt șase de cupe invers reprezintă pe altcineva o altă relație în viața uneia dintre voi. Dar tocmai pentru că sunteți suflete perechi și celălalt a trecut, repet, prin așa ceva, se oglindesc. Interesant, sunt oglinzi, da? Vă oglindiți. Aici știți cum e cu oglindirea? Este la flăcările și sufletele gemene. Sufletele gemene nu sunt obligatoriu flăcări gemene. Așa zic eu. Acum o să explic în curând ce înseamnă asta. Vă veți ține de mână. Ah, ce frumos o să vă atingeți în acest sărut. Asta simt, simt, să vă transmit că vă veți atinge fața. Cum va începe cu un sărut pe frunte, pe ochi, pe sprâncene și apoi, apoi pe buze. Vă mai, veți mângâia prin păr, vă veți îmbrățișa, veți oferi daruri, să veți sta de vorbă, veți învăța să râdeți împreună. Poate că nu vă veți, adică nu veți învăța. Veți fi bucuroși împreună, ca niște copii veți fi. Și apoi din copii vă veți transforma în, în ce? În doi zei. Ați văzut, eu aici îmi place filmul ăla, l-am văzut de nu știu câte ori. Uh, zei Egiptului, da? Cum erau acolo filmați, erau din aur. Când erau răniți, în loc să curgă sânge, curgea aur. Vă veți simți doi zei împreună și poate că sunteți uh, ființe nu tocmai terestre într-un fel sau altul. Unul dintre voi știe sigur chestia asta, dar celălalt poate să afle, pentru că unul dintre voi radiază, Shiva, da? în această vibrație înaltă. Uh, unul dintre voi radiază lumina. Acum, poate să radieze, chiar dacă nu e spiritual, are, are fărâma de spiritualitate, de, uh, de zeitate, pentru că dacă nu e musa, e spiritual, poate să fie într-un un spot, în, în public, public. Și repet, să fie apreciat, adorat de multe persoane. Dar. Interesant. interesant ce mai văd. Unul da? dintre voi va trebui să renunțe. Va învăța să renunțe la amintiri și la trecut. Clar. Văd opt, am zis, opt înseamnă transformare, casa scorpionului, moartea, am văzut-o de câteva, de două ori, da? O nouă viață se va manifesta prin acest sărut. O nouă speranță la viață. Opa, va veni Val Vârtej, cavalerul de spate. Dar nu simt că face parte din această atmosferă decât ca și eveniment foarte rapid. Va veni foarte iute. Dăm niște cărți pentru numărul 3. Cum va fi acest sărut pentru numărul 3? A pus, evident. A pus, dacă înțelegeți aluzia, e bine, da? A pus din cap până în picioare. Poate doamna folosește adesea roșu roșu. Uf, da, ce frumos o să fie. Posibil să mergeți până pe sân în jos, dar mai mult de atâta nu cred că o să faceți. Pentru că va fi atât de frumos încât veți vrea să rămâneți în acea zonă, să nu... Aveți timp altă dată să explorați alte zone. Este atât de vă va aduce atâta bucurie, am zis, vă veți simți ca într-un dans. Poate chiar veți dansa înainte, după sărut, posibil șase de spade. Am zis, vine brusc, se rup niște cătușe. Vedeți cum se rup niște cătușe aici? Poate că doamna a trecut printr-un doliu, deși nu e obligatoriu să fie doamna. Șase de spade înseamnă eliberarea de gândurile negative, da? Știți? Gândurile și stările negative din trecut, de cineva din trecut, de o relație karmică din trecut. Și călătorie către ce? Către soare. Interesant, către soare răsare, poate mergeți, eu știu, are legătură cu răsăritul, vedeți și voi. Ca avem și va avem soare, soare răsare, așa mi-a venit, da? Orient. Uh, sau atunci poate vă spun acest mesaj ceva. mai ce frumos! Justiția, am zis, cu doi de cupe și justiția veți simți că e justiție divină. Dacă e soare, a venit soare pe strada voastră în sufletul vostru, soare în sufletul vostru. Poate că unul dintre voi a trebuit să interesant să divorțeze de cineva. Da, cinci de monede. A fost perioadă de așteptări. Hmm. Iar nevoia de comunicare, spic, da? Valetul de spade și cavalerul de bute. La capătul seturi de cărți, șapte de cupe. Da, veți simți că e un vis care acum se manifestă, interesa magicianul și sub -mag magician este împărătea. s Am zis că unii dintre voi avem balanță de două ori. Marcați, marcați informația asta, balanță. Ce mai avem? Oricine poate fi magician. Dar rămâne special cineva cu marcaj în gemeni, fecioară, capricorn, berbec, dar oricine poate fi. Deci vreți să manifestați un vis. Ați visat la această femeie, bărbaților, mult timp și vreți să-l manifestați. Poate că nu v-ați întâlnit, dar continuați să manifestați. Pentru că acest sărut vă va echilibra viața și, în primul rând, vă va echilibra viața sexuală, cel puțin a unuia dintre voi. Posibil unii dintre voi va ați întâlnit la locul de muncă, dar nu e obligatoriu, sau în, în drumurile voastre zilnice către, eu știu, cumpărături și alte chestii. Acum, iar nevoia de comunicare, spic, valetul de spade și spada sus va fi, iar, foarte mare. Trebuie să să împărtășiți neexperiențele voastre, tocmai ca să ca să arătați lumina, ca arătați prin cuvinte, nu doar, da, bine, puteți arăta și prin acest sărut, veți arăta și prin acest sărut, dar până la acest sărut, cred, așa simt că veți vorbi destul de mult, destul de mult. Eventual veți dori să călătoriți, iar veniți de la o călătorie și veți dori să călătoriți într-o altă direcție, într-o altă atmosferă. În lumină, în soare, în căldură. Clar, clar, um, Doamna aia va fi un pic mai reținută, dar la un moment dat va deveni vulnerabilă. Va deveni mai deschisă, va, avea, va căpăta încredere în, în voi, domnilor. La început va fi un pic mai reținută, da? Se vede după cum arată. Dar se va deschide în timp. La început, în timpul, sărut, la început, în timpul sărutului, se va deschide și apoi, dacă voi vreți să mergeți mai departe cu ceva discuții ați putea să experimentați ceva mai mult cu cavalerul de bute, există potențial. Totul depinde de alegere, judecata, de, fel, de, de judecata, de felul în care vă echilibrați energiile și mai ales de, de deciziile pe care le ia doamna. Depinde de ea, dacă vrea sau nu vrea. Ea a zis părul blond. Interesant, blond, șaten, spre albastru și roșu. Probabil că doamna își schimbă părul de, culoarea părului destul de des, poate pentru unii să semne ceva, ca și mesaj. Dar între voi lucrurile au venit foarte greu, răscuțate stoasă și totuși continuați, poate nici nu s-a manifestat, nu, cu siguranță nu s-a manifestat, că de-aia și ascultați. Dar continuați să manifestați. Continuați să manifestați, doamnelor, continua să crește spiritual, pentru că Va fi un sărut unic. Ce-ar mai fi de spus? Am zis, apus, prinde pasiune, da, puteți să vă desprecați, dar totul depinde de decizia Doamnei. mai văd? Pentru unii există o balanță cu ochi albaștri. Bărba, femeie, nu contează. Că sunteți balanțe, poate nu sunteți balanțe, dar sigur aveți, sunteți unii cu ochi alba, alba, puf, albaștri. Mai da, probabil că aveți așa niște ochi foarte frumoși care te m făcut să mă bălbăi. Intimidați. Da. Cred că doamnele Aici este echilibru, încerc să, să simt care e ideea. Clar, vă veți echilibra viața sexuală, că e casa opta sexualității. Pasiune va fi cavalerul de băte, dar cine. Poate un, un rege să fie mai pasional decât cavalerul de băte. Uh, și cavalerul de băte, spre, ca, spre deosebire de cavalerul de spade, este mai cald este mai cald, are tendințe spre romantism, chiar dacă e iute, chiar dacă este nărăvaș, chiar dacă este impulsiv, dar este experimental, dar este cald, are, are o notă de căldură spre deosebire de cavalerul de spate. Dar unul dintre voi, cred, bărbatul, o va tot studia pe doamna, pe doamnă. că poate fiți doamnă, cum vă studiază. Ca să vă foreștiți, pentru mine, Cartea aceasta reprezintă răpirea din Sevraie. Probabil că va dori după acest sărut să vă ducă undeva. Hai să ne ducem undeva să călă, să, nu știu, să să fugim undeva. Să fugim undeva să ne îmbrățișăm și acolo, să ne sărutăm și acolo sau să ne mai plimbăm un pic și apoi să ne întoarcem iar să continuăm materializarea acestui vis. E o chestiune care ține de călătorie, da? Se vine se manifestă echilibru, justiția, sărutul, întâlnirea cu sufletul pereche și iar se pleacă. Dar nu se pleacă în altă parte. Nu, se pleacă împreună. Pentru că această călătorie înseamnă eliberarea de o anumită persoană ca să se manifeste legătura aceasta sufletească. Ia uite, s-au uscat trandafirașul meu, am avut câțiva trandafirași. Vedeți? Se usucă, toate se usucă, dar energia noastră nu se usucă, mai ales dacă o, o hrănim cu energie, cu credință, vreau să spun. Deci apoi să am spus, sexual este, se poate merge mai departe. Da. Pe niște, poate, poate unul dintre voi are motocicletă. Interesant. Cai nu știu dacă mai aveți, poate aveți motocicletă să mergeți cu motocicleta. Între voi doi este o apă, cu o fie o localitate, că sunt mai multe, iar este o apă. Dar, pe de altă parte, trebuie să lăsați și energiile triste să se ducă și să, mă, să vă bucurați mai, să vă bucurați de această clipă. Doamnelor, sunteți ca un îngeraș pentru acest bărbat. Dar un înger al dreptății, un înger care inspiră și care <sus> îi face să transpire. Da, inspiră și transpiră. Așa a venit canalizarea, canalizarea. Eventual, cât timp nu v-ați exprimat sau nu s-a putut manifesta acest sărut, acest domn nu doar că v-a visat, dar v-a și spionat, da? Nu doar că v-a visat, dar v-a și spionat ca să știe cum să manifeste această femeie divină. Să vă manifeste, doamnelor, pentru că sunteți acest sărut. Pentru acest sărut a, a, lucrat întregul univers. Întregul univers. Și când spun asta, da, eu o senzație de tristețe pentru că puțin conștientizăm. Tot așteptăm să vină repede, dar uite că nu vine și intrăm în doliu, în tristețe, în depresie, în dor. Dar e frumos că vă eliberați. E un sărut care aduce lumina în viața voastră. Ea, ce frumos! Mulțumesc de inspirație! Uh, veți strălu strălucea, da? Licuriciu. Ce face? Licuriciu strălucește în întuneric, probabil. Cam amândoi veți străluci. Nu doar din cartea aceasta, da? Din doi de cupe, Și de aici. Amândoi veți străluci. Se va vedea așa pe fața voastră o lumină după sărut. Probabil că mult timp. Pentru că apare transformarea, da? Despre care am vorbit. Vă veți transforma, veți radia lumină și un și altul după această întâlnire. Ce frumos! Sper că v-a plăcut. Altfel de, de, altfel de limbaj nu pot să am. Sper că v-ați adaptat la acest limbaj. Nu pot să vorbesc despre tehnici, ci despre stări, despre profunzimea emoțiilor și a situațiilor. Da. Pentru unii, pot să, pot să, puf, posibil să fie într-un spațiu în natură acest sărut, da, acest sărut să fie în natură. Acum, dacă sunt, poate sunteți în Spania și acolo e cald, nu știu cum e în Spania, puteți să-mi transmite și mie starea vremii, da? Că la noi, bine, și zilele astea au fost, poate chiar zilele astea va fi acest sărut, a fost frumos, poate chiar zilele astea, că tot avem luna plină, da? Și am văzut luna prin aceea roșie. Hunter Moon. Probabil că zilele astea va fi un sărut. Îmi spuneți, da? Îmi spuneți. Că veți radiată, dar nu, nu. Va trebui să-mi spuneți cu varetul de spade cu siguranță. veți povesti. Speak the language of love. Da. Dar vă veți spune cuvinte frumoase, clar, care vor avea puterea să vă schimbe viața. Frumos. Și cu pasarea asta, probabil că va fi și ceva muzică în preajma voastră. Mai, mai. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine ce au.